În repertoriul Teatrului de Stat Constanța revin spectacole valoroase iubite de public, piese care nu au mai fost jucate în ultimul an. Vineri 9 februarie, ora 19, constanțenii vor avea prilejul să revadă Bolnavul închipuit, o adaptare după Molière, realizată de regizorul Cristian Gheorghe. Acțiunea dinamică, distribuția, umorul, scenografia originală, alternarea între clasic și contemporan sunt doar câteva dintre punctele forte ale acestui spectacol. Nu trebuie uitate muzica și dansul, cu un rol special în conturarea acțiunii, dar nici surpriza care îi se pregătește publicului la final. Scenografia este semnată de Lăcrămioara Dumitrașcu, coreografia de Oana Pisaroglu, muzica de Inga Pastolache, iar montaj video de Ciprian Brașoveanu. Un fapt istoric interesant și tragic este acela că autorul însuși, Jean-Baptiste Poquelin, cunoscut drept Molière, bolnav de plămâni, a murit după ce a jucat în a patra reprezentație a acestei piese. El a insistat să intre în scenă cu toate că se simțea rău și asta pentru ca ceilalți colegi de scenă să nu pierdă câștigurile acelei seri din februarie 1673. Sâmbătă 10 februarie, la ora 19, spectatorii sunt așteptați la Ursul, un spectacol de Felix Alexa. Duminică 11 februarie, la ora 19, spectatorii sunt invitați să ia parte la evenimentele marcante din viața satului oltenesc al lui Marin Sorescu, pe care acesta îl zugrăvea cu un umor aparte în opera La Lilieci. Niște Năroși poartă semnătura regizorală a lui Iulian Enache.